Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Tiberiu Balint, cercetat de procurorii DNA într-un dosar cu mai multe capete de acuzare și a înaintat demisia din funcție, acesta afirmând luni că dorește să-și dovedească nevinovăția, fără să existe suspiciuni că ar putea influența negativ această anchetă. Demisia a fost înaintată președintelui Consiliului Județean Hunedoara în cursul zilei de 5 decembrie, Balint solicitând eliberarea din funcția de vicepreședinte al instituției și din cea de consilier județean, începând cu data de 11 decembrie. În urma evenimentelor neplăcute în care am fost implicat în cursul ultimelor zile și pentru a-mi dovedi nevinovăția, fără a exista suspiciunea că pot influența negativ ancheta care este în curs de desfășurare, am decis ca începând cu data de 11 decembrie 2014 să demisionez atât din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, cât și din cea de consilier județean ales, se arată într-un comunicat de presă remis luni. Acesta este anchetat de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de săvârșirea infracțiunilor concurente de luare de mită în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, 4 acte materiale și spălare de bani în forma instigării.